Vă salut cu toată stima și cu tot respectul pe toți abonații, telespectatorii, urmăritorii, dar chiar și prietenii mei. Bă, băieții, nu știu dacă cel mai probabil majoritatea sau mulți dintre voi mai știți joculețul ăsta, dar de fapt nu pe ăsta, ci o versiune mai veche a lui, și anume Trader Life Simulator. Deci, nu știu dacă, nu știu, deci joculețul ăsta acum, să zic așa, un an, vă plăcea foarte, foarte mult. M-ați nebunit, sălbăticuțule, te rugăm să te mai joci și joculețul ăla, pentru că ne plăcea. Mi-ați mai spus și pe live, mi-ați mai spus și prin comentarii. Astăzi am decis să ne jucăm din nou, pentru că prietenii mei nu filmează sâmbătă asta. Și take the shelf in front, așa. Și am zis, de ce nu, haideți frumoșilor să... Stai că am uitat că cu frânele e mai greu pe joculețul ăsta. Este doiul ăsta, deci este alt joc practic, dar tot despre așa ceva. To pick up, ia să vedem, o să deschidem și ușile. Salut frate, ăsta e vânzătorul nostru. Înainte parcă nu aveam vânzători din prima, sau? Nu mai țin minte 100%. Da, foarte... Bă, mie mi-a plăcut joculețul ăla. Chiar a fost un joculeț foarte interesant. Dar nu pot să spun că mergea foarte, foarte bine. Așa că am decis să nu ne mai jucăm la momentul respectiv. Ia să vedem. A, numai cereale avem. Nu contează, luăm niște cereale inițial. Avem niște bănuți și probabil o să trebuiască să mergem la supermarket undeva să luăm câte ceva. Aici este un scaunel. A, uite, mai avem. Perfect. Haideți să le punem aici și să le așezăm pe raft. Deci, pentru cei care nu știu joculețul, este un joculeț în care efectiv, practic, tu ai un magazin pe care trebuie să-l administrezi. Te duci, cumperi lucruri, cumperi rafturi, cumperi... Deci, practic, îți customizezi tu magazinul absolut cum dorești. Văd că e grafica ceva mai bună și e puțin mai interesant făcut. Parcă controlele ceva mai bine făcute. Dar... stilul de joc practic este același. Aparent nu poți să le stochezi. Înainte, din câte știu eu, le puteai pune și una peste alta. Într-un fel nu era tocmai cea mai cute chestie, dar te ajuta pentru că îi cumpărau oricum. Adică nu era problema de așa ceva. Open the tablet. Așa, și acum App Store bills complaints. În momentan nu avem. Ok. Și, ok, hai să oprim tableta momentan până ne așezăm toate lucrușoarele. Data trecută parcă să zic că aveam mai, ceva mai puține chestii. Ia să punem și noi astea totuși, ia să o punem în altă parte. Dar oricum, mi s-a părut super interesant joculețul și la vremea aia. Mi se pare în continuare interesant, de asta am zis să testăm, să vedem dacă vă place. Din nefericire, nu cred că... Bă, astea sincer mai bine le-am pune pe undeva pe aici. Nu este multiplayer, cel puțin el făcut jocul multiplayer, dar o să mă uit în cazul în care doriți poate să jucăm cu amicii vreun episod, o să mă uit, ia uite Pringles, na, să vedem dacă poți să faci tu cumva un fel de room ceva, chiar dacă nu e oficial al jocului, și să te joci cu prietenii, nu știu, dar el ca și joc în sine nu este multiplayer, din păcate. Bă frate, salut! Nu vine niciun ăsta aici și la noi. Close shop. Păi nu, eu vreau să fie deschis shop-ul. A, uite, înainte nici nu... A, ba, mai mergeau. Nu, dar se vede mai bine. Deci are grafica mai bună decât celălalt. A, ia uite, poți să ai și... Cred că și la etaj ceva. Că de asta scările astea. Parcă să zic că am și văzut ceva în nu știu ce update. Interesant. Eu sper doar că magazinul este deschis, pentru că momentan nu văd. Staff, ia să vedem, daily worker, ok, worker training 2, will increase his work speed and daily salary, ok, customer walking speed, ok, ia să ne mai uităm pe aici, sales, momentan nu avem nimic, nu știu dacă este din shop upgrades, ok, lighter display, magazine display, astea sunt lucruri care se vând și mi se pare că nu trebuie să le cumperi tu, adică efectiv ele, ia să vedem, nu am bank card, go to the bank to get one, ok. Momentan haideți că lăsăm produsele ca să vedem, să ne stabilim și noi cât de cât. Luăm mașina pe care tocmai am făcut-o eu praf. Așa. Dăm pe Q to open your tablet and ce mai zise? Check the how to play. How to play. Ia să vedem. Welcome to Trader, this is your shop where you sell. Așa.
Ok, next. You have 5 inventory slots. To carry more than one item at a time. Asta nu exista înainte. Change the current slot using mouse. Aha, șmecher. Ok. Aha. Așa. Ah, am făcut prima noastră vânzare. Ok. Ok, iauzi, înainte puteai să le pui și pe jos. Nice. Aha. Jabar, Jaber's Shop. Da, parcă tot Jaber's Shop era și celălalt. Oh, încă un produs. Aha. Ok, da, asta știu. Ratingul știu. Asta, da, și înainte era. Bank card. Trebuie să mergem la bancă. Ok. You need to pay your bills using your bills app. Ok. Aha. Aha. Ok. The shop upgrade app. Ok. Ok, am înțeles. Mersi. Ia să vedem, mă. A, uite, acum și pleacă. Înainte, efectiv, apăreau acolo și dispăreau. Foarte interesant. Am făcut niște dolari aici, după cum puteți vedea. Ia uitați, cred că mai vine încă unul. Oh, salut, prietenul meu! Bine, se duce direct la casierie, dar nu mai contează. Adică, gen, practic, el ia produsul de acolo. Dar tot este mult mai bine făcut. Deci chiar e mai bine făcut decât celălalt. Cred că pentru început ar trebui să mergem noi. Dar cum dăm la mapă, mă? Mapă. Unde... Cum porni eu mapa, că uitai? Of, de pe Q nu e, nu? App Store. Vehicle app, deals app. A, ok, și trebuie să le și cumperi, ok. Am înțeles. Nu mai știu cum pornesc asta. Deci... Băi, 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 hopă! Eu uite să blocă asta pe... Deci nu e de pe tab, nu e nici de pe ESC, din nefericire. Nu mai știu... Mamă, ce prost sunt. Așa, ia să vedem, deci noi aici store, bancul e peste drum, ci că nu, banca. Ar trebui să fie peste stradă. Cred că acolo. Ia să ne uităm. Asta să fie banca? Salut! Tu ești doamna banca? Da, la câte ATM-uri are, asta sigur este banca. Parcăm așa ca niște țărani, oricum nu e ca și cum ar fi prea multe. Stai mă pe loc, că asta făcea și înainte. Shift, fugim. Oho, sănătate, domn polițist, să trăiți! Lăsați-mă că la cepății cu... Bine, cepății, că nu-mi făcură practic nimic, dar... Cu polițiștii. Request bank card, ok. Bă, o să iau și 1000 de dolari, pentru că practic nu ai... cum se spune? Nu ai... dobândă, să zic așa. Deci, practic, tu... dar cum, poți să și bag banii în bancă, cumva? Tot de aici? Transfer money, ok. Enter amount of money to choose transfer operation from below. Să zicem 500. De la... Ah, ok, gen din bancă pe card. You don't have that amount. Ok, din bancă pe cash. Din card, bancă. Ah, din cash în bancă, băgai, hai că-ți deștept. Acum iau din bancă în cash înapoi. Da, uite mă, arată aici. Ok, ok, deci nu am pe card bani. Momentan nici nu cred că-mi trebuie, cred că la Jabar ăla pot să plătesc cu, sau Jaber de fapt, nu Jabar. Pot să plătesc cu cash, dacă nu mă înșel eu. Așa să zic, ia să vedem unde e Jaber Shop. Jaber Shop, deci o ținem tot în față și ar trebui să fie undeva pe stânga, ok. Întoarce sălbăticuțele, janghina asta, junghiul ăsta, putem să ne schimbăm și mașina, nu vă speriați că avem o mașină foarte urâtă. Băi, eu sper că este... politica de România, să zic așa. Oh, oleliu! Bă, dar mai înaltă nu putea să o faceți, mâncavăș! Când sare mașina din după ce cam un junc de mașină. Oleliu! Hai să vedem, domnule Jaber, tu aici și ești? Nu e ăsta, nu? Ia să vedem, mai era ceva până la Jaber? Da, e mecanicul ăsta, ok. Aici dacă... Aici trebuie să ajungem, nu știu, mi se pare să iei ulei, să iei nu știu ce. Și eventual și dacă lovești mașina foarte rău, s-ar putea să trebuiască să ajungi pe la mecanic. Aici ar trebui să fie pump station-ul, ok, da. Next ar trebui să... uitai că asta face drifturi. Următorul ar trebui să fie Jaber's Shop. Ia, uitați-l. Ia.
Bine să-l bate cu uțul, tată. Așa o las, gata. De fapt, cred că dau cu spatele ca să băgăm alea produsele. Așa. Bun. Sărbuna! Domnule Jaber, ce faci, frate? Ăsta e Jaber Shop? Porchirea mai mare. A? Ce cu cutiile astea? Frate, tu nu te-ai stabilit bine aici încă. Din ce văd eu. Ia să ne uităm. Deci, pentru cine nu știe, în mod normal ar costa 15 euro corn snacks astea, dar acum sunt 12, ceea ce înseamnă că sunt la preț bun, după cum și scrie acolo, good price, good price, good price. Aici, de exemplu, e high price, pentru că nu, prețul normal e mai ieftin. Deci, tu trebuie să încerci de cele mai multe ori să cumperi cel mai bun preț. Dacă nu, nu e necesar, adică putem să cumpărăm și, da, momentan, mai ales că suntem la început, eu așa aș zice, să cumpărăm ceva mai ieftine produsele. O să începem, o să luăm niște pufuleți. O să luăm și niște ăstea. E bine că acum ai inventar, înainte nu aveam. Nuci, de ceacă să mă apuci. Ceai de rose. Și cafea. Ia să vedem dacă avem pe toate unde să le punem. Le punem deasupra. Super. Perfect, băiatul. Dar pot să le țin în inventar oare și să conduc? Ar fi super. O să încerc. Ce mai luăm noi? Am văzut pe aici niște paper rolls, sunt cam scumpe. Bă, da, copiii fac caca pe ei, deci trebuie neapărat să le luăm niște pampers. Bine, și amicul mai face și iau și pentru el până la urmă, în cazul în care dorește să cumpere. Așa, bun. O să mai punem, cred că, aparent, a, ba da. Bugul ăsta cu ieșit un relief încă văd că nu l-au rezolvat, dar într-un fel mai bine, pentru că dacă nu, chiar nu prea puteam. Ia să vedem, putem conduce cu... cred că nu se supără, nu? Și dacă ne dăm jos, avem produsele? Da. Înseamnă că pot să am și în inventar 5 cutii lejer. Mai avem 1100 de bănuți. Bă, general dressing, Hai să luăm lucruri mai strawberry jelly. Merge și dressingul ăsta, că e la preț bun. Aș lua și lucruri de igienă. Zahăr, da, respect. Și air freshener. Sau, da, pastă de dinți, că le pute ăstora gura și mi-l sperie pe prietenul meu de vin de acolo. Ia, deasupra, da, înainte puteai să le stachezi, acum nu mai poți. Înseamnă că chiar duce faptul că poți cumpăra mașini la un alt nivel, pentru că sunt mașini cu spațiu mai mare și cu benă și probabil poți să pui și deasupra. Cumpărați-mi și eu una din mașinile alea, pentru că oricât de bine le-aș fi stocat eu, tot nu era de ajuns. Pentru că ajunsesem să am un magazin marilu. Să sperăm că vă place și de ce nu, adică mie chiar îmi place să filmez joculețul ăsta. Să sperăm că vă place și vouă și că o să ducem seria din nou departe. Bă, uitai de ăla, bă, rezolvați mă mâncava și cu aia, că rup mașina. Rup brațe, rup tot. Aici cred că trebuie să facem dreapta. Dădeți-vă, bă, cum s-ar zice. Stai, frate, că nu vreau să dau peste tine, că ești client de-al meu, cred. Da, respect. Băi, cumpără ăștia tot mâncavaș. Mamă, o să trebuiască să luăm și din ăsta. Ia să punem întâi cutiile jos. Și după... Ce? Cred că ăsta se plânsă. Da. Complained about the follow being missed and they left the shop angry. Ok. Ar fi fost bine să mă uit de chestiile astea înainte să cumpăr toate lucrușoarele. Pentru că astea sunt lucruri pe care ei le doresc. Și din câte am văzut eu, pe celălalt joc, sunt practic lucruri zilnice pe care clienții le caută mai mult, să zic așa. E bine să ai din toate, practic, dar ca de început puteam să, da, am zis, n-am știut că e la fel ca data trecută. Trebuie să vedem. Punem pe aici niște înălbitor. Cred că nu o să putem să punem toate produsele pe un singur ăsta. Așa că cel mai probabil o să trebuiască să ne ducem și să mai facem niște cumpărături în altă parte. Să luăm niște de la magazinul de mobilă sau de ceva de genul ăsta. O să trebuiască să luăm, bă, nu le pun în fața astuia că sunt cam măricele astea, nu cred că merge. Să mai luăm 2-3 rafturi pentru că am făcut împrumutul ăla puternic la bancă și îmi permit. Dacă nu, s-au cumpărat biscuiții. Bă, dacă puteam să le pun unul peste altul, le punem așa.
dar neavând posibilitatea asta, mă enervează că ăștia nu le ia și cum ar trebui. Adică le ia unul de colo, unul de colo, nu știu cum să vă explic. De exemplu, aici le-am așezat și eu foarte frumos, foarte drăguț, și ei au venit și au cumpărat direct din fundul pe ușă. Da, nu mă sper pe ei că sunt clienții mei și practic ei îmi țin aici afacerea. Așa cum și voi sunteți abonații mei și mă țineți, vorba aia, în business. Deci să rămână, băieții care vă uitați la acest video, mai ales dacă ați ajuns până aici, oho. A, în sfârșit s-a cumpărat ceva. Respect, patroane, te pup pe chelie. Așa. Aoleu, îmi trebuie mie pamper să se șteargă amicul la fund. Ia uitați cât a pamper și acum nu mai merge. Eu pe ăștia îi puneam pe jos, mi se pare. Acum nu mai vor aerea cu pe jos. Au venit ăștia peste ei. Cum le zice? Bă, și mi se pare că nici nu îmi crește ratingul la shop dacă pleacă ăștia supărați. Asta este. Periuță de din, să ne spălăm, sigur, respect. Mie îmi place să mă spăl, de unde nu-mi place, dar mă spăl pe dinți, că este necesar, băieții, dacă nu v-ați spălat până astăzi, până acum pe dinți, ar trebui să vă spălați, că eu pun clipul ăsta seara, ar fi trebuit să vă fi spălat, pardon. Dar în cazul în care n-ați făcut-o, ăsta este un reminder, terminați videoclipul și spălați-vă pe dinți, sau, ca să faceți lucrurile mai ușoare, vă duceți chiar acum cu telefonul, că cel mai probabil pe telefon vă uitați, și vă spălați pe dinți în timp ce l-ascultați pe sălbăticuțul Cuțu cum vă spune să vă spălați pe dinți. Respect? Respect. În cazul în care nu vă așezi la fund, puteți face exact același lucru, dar aș prefera să mă dați pe mut, că nu vreau să... De fapt, vă dau eu pe mut, gata, m-am dat pe mut. Nu vreau să aud. Așa. Așa. Oho! Patroane, s-a vândut ceva. Perfect. Da. Ce faci, prietene? O duci bine? Respect, frate. Frate, tu sper că nu vrei ceva ce n-am aici, da? Nebun. Ia să vedem. De ce să mai prind? Deci, water bottle. Deci vor apă, cloth softener, air freshener, pe care vă... Nu știu dacă luai, dar voiam să-l iau. No fat milk. Bă, dar ce pretențioși! Dă-ți-vă reacu de aici de bagabonți. Iau-ți pretenții la ei. Bă, că vă înjur acum. Uite! A, mai am astea, uite-i. Na, na, ce vrusești, mă, că te înjur? Ce ai vrut tu și n-am avut eu? Oat cookies. Eh, hai că la astea te iert, poate faci sală. Păreai așa mai puternic. Ia să vedem. Tu cu ce ești, frate? Conservii. Unde bag conservii? Aici. Bă, ce dor mi-a fost de joculețul ăsta, ești, nu? E foarte relaxant așa, deci chiar mă relaxează joculețul ăsta când îl filmez. Unde pun mâncarea asta de câini mâncavaș? Ce e asta? Cafea? La câta cafea? Aoleo, ceaiul! Pă, pun câte unul, sunteți nebuni, nu-mi încape mai mult. Trebuie să mă duc neapărat să fac cumpărături. Bag oaia de cafea și una de ceai, n-am, frate, ce să fac. Poate o cafea mai merge, a? În partea asta aici, da. Mai merge. Dar ceaiul ăla, să vi-l băgați în fund, băi, ceaiul de trandafiri, să vă și zgâi. Bă, dar ce... Ce golf tunat am, ești nebun? Cred că golf e ăsta. Pare. Dar nu știu dacă e. Pare, dar nu cred că răsare. Haideți să vedem. Farm, used furniture, new furniture. Used furniture? Să mergem noi întâi la used furniture? Hai să vedem. Poate sunt ceva mai ieftine și nu avem noi nevoie de cele mai noi astea pentru moment. Când o să vreau să-mi fac... Eu era să dau peste ăsta și mai ieși și cumpărase de la mine. Când o să-mi fac eu magazinul cel mai șmecher, atunci cel mai probabil o să iau new furniture. Dar până una alta o să mergem la second hand, used furniture. Salut, salut, patroane. Mamă, dacă am jegoase. Pentru clienții mei, cele mai jegoase astea. Respect. Bă, ăsta e furniture, mă, nu e de magazin. E pentru casă, cred. Equipment, ok, deci la equipment. E după Jaybird Shop. Avem ceva de mers. Înarmați-vă cu răbdare, frumoșilor, că... Avem treabă. Hai da! Titit! Eu parcă sunt ăla... Din ăla... Cum îi zice, mă? Nu știu cum și coyotul. Ce era ăla? Struț! Cred că struț era, nu? Stați un pic că după asta vine nebunia asta. Nebunia lui Juvelu. Ușurel, hâț, hâț. Așa. Dă-i cu antăia, că n-avem ce. Hai, tată. Trebuie să mergem să ne luăm niște echipamente, să vedem... Mi se pare că erau destul de scumpicele, dar momentan nu cred că o să mă arunc la lucruri.
Eu sunt nebun pe drifturi. Nu cred că o să mă arunc la lucruri care necesită stocare la frigider, pentru că frigiderile de obicei sunt cam scumpe. Cred că o să băgăm pentru moment doar pe rafturi ce putem și rămâne să vedem mai târziu când... Să vedem și prețurile, că nu știu, vă dați seama, nu mai țin minte oricum prețurile. Dar poate nu sunt aceleași ca la celălalt joc, ca la Trader Life Simulator 1. Mega Electronics. Aici să fie? La Mega Electronics? Nu, cred că mai în față. Close, ceva... Equipment. Ah, uite-mă! La Equipment. Aici ar trebui să fie. Electronice, bă, nu cred că... Nu ne aruncăm la electronice nicio șansă. Ne uităm în oglindă în care nu se vede nimic. Șofer de șofer. Da, mă, aici cred că e. Equipment. Shelf de cât? 120, bun! Oi, că sunt mai ieftine parcă decât data trecută, să zic eu. Și un frigider? Da, asta e scump. Bă, e și frumos ce-i drept. Asta cu prețuri, respect! Înainte nu exista așa ceva. Da, și un frigider? De unde pot lua un frigider? Așa e frigiu acum? Ok, sunt și din astea. Tip... wheat, oat, cheese, herbs, more cheese, soft. Foarte scump, nu exagerat, dar este scumpicel. Ia să vedem, totuși lada asta frigorifică este și mai scumpă, mi se pare mai o mare prostie. Eu zic să nu ne aruncăm la cine știe ce, să fim economi și să luăm 1, 2, 3 rafturi din astea. Sper că nu fugiți de aici, da? Și haide să ne mai uităm. Deci astea înalte cred că practic sunt cele mai urâte, dacă e să o luăm pe așa, dar cred că sunt cele mai profitabile. De exemplu, ăsta e 120, ăsta e 40. Da, ăsta e mai scump un pic, că e mai înalt, practic. Stochez mai multe pe o porțiune mai mică din magazin, dar momentan noi avem tot locul din lume. Puteam să iau și din alea mai mici. M-ar freza totuși un frigider ceva, dar ăsta nu prea îmi place, adică e cam mic, frate. Asta ar fi talent. Nu știu de ce ăsta e la fel de scump ca ăsta, dar ăsta e mult mai mare. Dar nu am banii de el și am făcut și împrumut. Deci vă dați seama că... Nu știu ce să mai iau eu, ce-s prostiile astea, wall. Du-te bă că n-am nevoie de cumpăr zid la kill. Cereac. Bread stand. Nu am pâine momentan. Ar merge un bread stand din ăsta, dar n-am pâine. Să iau eu totuși un frigider din ăsta la 700. Hai mă că iau, ca să putem totuși lua și câteva astea de frigider, de ținut la frigider. Având în vedere că nu sunt exagerat de scumpe. Cred totuși că... Erau prea grele pentru mașină, sunteți de buni? Mi se strica mașina, bă, ce prostie. Da, eu pot să le țin în brațe, știți? Acolo e ok, acolo nu e nicio problemă. Bă, dar mapa asta mie mi se pare destul de prost făcută, adică mi se pare că e disproporționată puțin. Adică Jaber Shop e aici și ăla zicea că e mult mai în jos și e relativ aproape. Mă rog, oricum, scrie pe ele destul de mare, dar trecusem de el. Dacă nu mă uitam din nou pe mapă, l-aș fi ratat. Haide să mergem. Ia uite, bă, s-au făcut 23 de minute, și nu cred că fac. Accident, cred că fac. Dar pe lângă asta voiam să zic că cred că fac episod de 30 de minute. Mie mi se pare că trece foarte repede. Mamă, cred că s-a închis la magazin. Tocmai bine că facem niște schimbări. Săriți. Mi se pare că trebuie să mergem acasă ca să dormim. Ia mă, dar nu pot să iau eu și pe aici. Ba da. Prin spatele casei lui domnul ăsta. Și ia uite, o casă de vânzare. Oare putem să cumpărăm și casă? Mă, unde mi-e? Cred că intrai greșit, mă, cabaș. Unde mi-e magazinul? Da, intrai prost, ce idiosul. Asta e cartier rezidențial, n-are nicio treabă cu magazinul. Stai, bă, că te calc! Se pare că e trecere de pietoni și nu știu eu acolo. Ha? Mă, stai, mă. Nu, ăsta era... Used furniture. Și unde mi-e magazinul, mă, cabaș? Nu aici trebuia să fie? Eu așa știu că aici era, fix în față. Uite, ce naiba, cum o vreau taimă? Așa nu, până nu-i calc nu se lasă.
Așa, hai să mergem să punem rafturile. Încă unul aici. Sau să le pun eu de aici. Cel mai bine. Le facem așa ca să pară că sunt unul după altul, nu știu. Așa mi s-a părut mie mai interesant. Și o să punem... Cred că de asta sunt și făcute așa. O să punem frigiderul undeva pe aici, în cazul în care cumpărăm o înghețată, vine lumea așa înghețată direct de la botul calului. Da, super, bă, ăsta nu vine cumva invers? Așa gen? Că e vitrină cum ar veni, nu? Nu știu. Așa las momentan oricum. Să vedem dacă cumpăr, da. Ia uite, se aude, merge. Da, mă, nu mi l-a dat stricat. Momentan nu am ce pune pe aici. Cred că putem să vedem, și noi profitul. Player status, head, food, water, aha, vedem noi. App Store, nu o cumpărăm acum. Complaints, la ce se mai plâng sărăștia, aud cookies, orange juice. Bă, eu zic că stăm ok, staff-ul cred că e plătit, cred. Shop upgrades, momentan nu avem nicio șansă. Uite, expand shop și buy second floor, oho, buy new house, oho. Avem de cumpărat. Să închidem magazinul. Closed for customers, păi dar nici nu avea cine să le vândă momentan. Customers, nu știu cum zice. Și căsuța mea, cu ibușor de nebunit, parcă să... Ce dracu de groapă e asta, bă, suntem în România! Mâncavaș! Asta da groapă. Bine, e de nivelare mai mult decât o groapă. Dar unde naiba mi-e casa, mă, mâncavaș? Aia de acolo, de pe colțofii? Bă, dar eu am pas să dorm? Că acum am pică fița. Asta cred că mi-e căsuța, nu? Da, că parcă se zică de acolo, de pe platforma aia noi, mașina. A, da. Păi cine mai lăsa ușa deschisă? A, da, m-am umpat. Ho-ho, respect. Hai să dormim. Mergem la magazin să-l deschidem, după care o să tragem oprire la filmare, că deja s-au strâns aproape 30 de minute. You can use the stool to reach higher shelves. Ok, mersi. Nu știu unde e stool ăla, data trecută aveam undeva un fel de garaj. Și acolo... pe aici, aici este. A, da. Ca de fiecare dată, eu las mașina, așa s-a întâmplat și data trecută. Eu las mașina în mijlocul drumului și jocul meu o parchează, practic, după ce dorm, eu las în locul ei. O lăsam prin păduri, prin câmp și tot acolo apărea. Bine, s-ar putea să trebuiască să fie într-o anumită distanță de casă ca să facă chestia asta. Parcă să zic, odată când am rămas cu ea... blocat pe nu știu unde, am împins-o sau ceva de genul ăsta, că nu a apărut. Să le facem roci la clienți, sigur. Lăsăm așa. Bun. Hai să deschidem. Gata. S-a deschis. Salut, boss. Avem 260 de dolari, o să putem pune ceaiul și cu ce mai era, deși nu cred că s-a cumpărat celălalt, nu? A, ba da. Chiar ceaiul s-a cumpărat. Alea de au fost două n-aurus. Se cumpere, s-a cumpărat fix ceaiul că, din care aveam una singură, dar nu cred că au căutat doi ceai, sincer. Ce mă, deja începură ăștia cu plângerile. Fiare cu și tu cu și mă, dar na, mă scuzați, dar m-a supărat. Ia uite la el, bă. Ce figuri ne dăm, bășini. Eu un, doar ce l-am deschis, ce vrei. Respect, boss, te pup. Bă, dar data trecută îmi spunea, you sold nu știu ce. Acum nu mai spune? Sau nu trebuie aplicație? Ia. Bills, ok, deci player status, ok. Shop upgrades, shop rating, da. Shop rating increases when you successfully sell a product to a customer. Selling a product to a customer give you plus one shop rating, ok. Da, după cum văd. A, ok, deci dacă nu vrea unul, mi-a trei. Mi se pare normal. Ok. How to play, știu, flashlight. Ce naiba? De asta nu știam. Oprește-mă. Staff sales, mă, aici. Ah, ok, mă, today sales. General dressing sold for 16 și curry chips sold for 8 dolari. Bun, eu zic că este un început promițător. Am luat niște rafturi, am luat chiar și un frigider. O să trebuiască să mergem cu mașina la Jaber Shop pentru... A, uite, mă, ăsta e stool. Și pot să sar așa pe el. Și pot să sar după și pe ăsta, pe Pampers. Dar, da, cred că pentru asta o să avem noi nevoie cel mai probabil. Să ne suim aici sus, aici nu cred că de jos nu prea ai cum să le așezi. Deci te urci pe ăsta și țac.
Domnul, sănătate, cumpărați tot magazinul, vă rog, să mă duc și eu să iau produse. Da, pupața și ochelarii tăi. Îți dau cu limba în ureche. Da, foarte scârbos, dar o să mă duc la Jaber Shop și să cumpărăm câte ceva, dar asta cel mai probabil o să se întâmple pe următorul episod, pentru că este, s-au făcut 30 de minute după cum puteți observa. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să-mi spuneți părerea voastră în comentarii dacă mai doriți episoade cu acest joculeț. Mie unul îmi place foarte mult să-l filmez. Vă pup, pa, pa!